Am venit să mă rug, am venit să mulțumesc bisericii din Betania că v-ați rugat pentru soția mea, care în adevăr a fost destul de bolnavă și mulți s-au rugat. Acum vouă vă mulțumesc că sunteți aici, dar sunt mulți pe care nu-i știu, nu le-i putea mulțumi, dar Domnul să-i răsplătească pe toți. Fratele Caleb a fost călăuzit să citească din Ezechiel, capitolul 37. Eu de aici am auzit mai multe predici, mai multe interpretări, unele mai duhovnicești, iar unele legate strict de istoria poporului evreu. Pentru că unii istorici și unii cercetători ai Scripturii au identificat cu multă aproximație evenimentele care s-au întâmplat, ținând cont de Ezechiel 37. Când a fost prima prorocie, când s-au apropiat oasele unele de altele, când au crescut carnea, venele, când a venit Duhul de viață și s-a ridicat în picioare, și ei vorbesc de curentul sionist, de Theodor Herz, primul congres de la Basel din 1897, vorbesc de Ezechiel Ben Ehuda, care a reînviat limba ebraică, o limbă moartă de sute și chiar mii de ani, și ei le-au așezat în contextul istoric al evreilor. Eu nu voi continua pe linia aceasta, că nu sunt foarte bun la istorie, dar aș vrea să rămânem împreună la minunea ce s-a întâmplat atunci, minunea învierii din morți. Pentru că acolo a fost o minune. Ne oprim la minunea învierii din morți și nu ne referim la învierile fizice din Vechiul și Noul Testament, pe care le-au făptuit Domnul, Petru și Pavel. Aș vrea să ne gândim că în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 16, spune Biblia că noi avem un om de afară și un om din lăuntru. Nu vorbesc de omul de afară, de moartea lui, de oasele cele albi împrăștiate pe câmpie, aș vrea ca să vorbesc ceva despre omul din lăuntru. Și comparativ cu pasajul care l-a citit fratele, amintesc câteva versete spuse de Pavel în Efeseni, capitolul 2, când zice: voi erați morți în greșalile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară când trăiam în aceste pofte ale firii pământești, când făceam voile firii pământești, ale gândurilor noastre și eram copii, ai mânie ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Deci noi eram morți în greșeală, în păcatele noastre, ca și cei din valea cu oasă, din cartea profetului Ezechiel. Dar Dumnezeu a trimis Duhul peste noi și mulțumim Domnului pentru Duhul care ne l-a dăruit și din oasele acele uscate, vorbesc de omul din lăuntru, ne-a adus la viață împreună cu Hristos și suntem mântuiți prin har, prin credință. Primul gând la care m-am oprit, că noi am fost înviați prin credință și suntem mântuiți prin credință, e întrebarea: cum stăm cu credința? Cât de tari suntem în credință? Care e unitatea de măsură pe care o avem în inimile noastre în ce privește credința? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei, capitolul 11, cu versetul 1, da? Credința nu se vede. Care știe câtă credință am eu în inimă? Dar nu uitați că fără credință, Evrei 11 cu 6, îi cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și când vorbim de credință, vorbim din Roman 10 cu 17, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Asta este o credință care ne mântuiește. Și mai este darul credinței.
Darul credinței este un dar al Duhului Sfânt, din 1 Corinteni 12, 8 și 9. Unuia de pildă, fraților, este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia despre cunoștință, altuia credința prin același Duh. Acum, noi nu vorbim despre darul credinței, care e dar de manifestare supranaturală al Duhului Sfânt. Vorbim de credința mântuitoare, credința care, acea credință care trebuie să o avem tot. Și fără credință, cu neputință, să fim plecuți lui Dumnezeu. Pavel spune în Efeseni că El ne-a înviat prin credință și ne-a mântuit prin credință, prin har. Și noi spunem slăvit să fie Domnul. Care e măsura de credință care o am eu? Dacă această credință e ceva, un sentiment lăuntric, e în inima mea, cine îmi poate cunoaște credința? Pavel spunea în 2 Corinteni, pe voi înșivă cercați-vă dacă sunteți în credință. Nu recunoașteți voi că Hristos este noi, afară dacă suntem lepădați. Dar credința are anumite forme de manifestare. Și Pavel spunea în 2 Corinteni, am crezut, de aceea am vorbit. Prima formă de manifestare a credinței este prin felul nostru de a vorbi. De aceea mă rog Domnul să ne dea credință și să vorbim ca niște oameni care au credință. Am ales doar o expresie. Cineva spunea că vrea să slăbească, să fac curul de slăbire. Și altul când o văzut și mănâncă, spune, astea sunt bombe calorice ce mănânci tu. Eu am ales o expresie care e o bombă a credinței. Și expresia e chiar dacă. În Habacuc, capitolul 3, versetul 17, se referă la lipsuri materiale. Chiar dacă vița nu va înflori, smochinul nu va da rodul, boile în graș, oile în staul, eu tot mă voi bucura în Domnul. Că bucuria noastră în Domnul nu e condiționată de posesiunile noastre. Chiar dacă nu plouă, eu sunt de la țară, trăiesc de la țară, știu ce înseamnă să uzi tot ziua grădina, știu ce înseamnă să rămâi fără apă în fântână, așa cum s-a întâmplat și la noi în sat. Mulțumesc Domnul că eu încă am apă. Știu munca care o fac și cum se bucurau copiii în ziua care au plouat și au spus că azi nu mai udem că au plouat. Știu ce înseamnă asta. Dar chiar dacă nu înflorește vița, nu rodește smochinul, n-am oi și boi, eu tot mă bucur în Domnul. Căci bucuria mea nu-i dată de posesiunile materiale. Avem credința asta? Să ne-o dea Domnul, fraților. Dacă vreți, în fața prigoanelor, Daniel 3 cu 17 și 18. Hanania, Mișael și Azaria, în adins nu vă închinați? Și băieții ăștia spun, Dumnezeul nostru poate să ne scape și ne va scăpa. Și chiar dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Plătim prețul acesta? Avem credința aceasta? Dumnezeu să ne-o dea. În Iov, parcă 19 cu 26 spunea, chiar dacă nu mai am piele și oasă și nu mai am carne, așa era Iov de bolnav, eu totuși voi vedea pe Domnul, chiar dacă îmi va nimici pielea, nu mai avea și eu carne, eu voi vedea pe Domnul. Când ești foarte bolnav, când ești foarte bolnav, mai ai credință în Dumnezeu? Mai poți să spui, eu voi vedea pe Domnul și El se va arăta binevoitor față de mine. Să ne dea Domnul credința aceasta. Când ești în primejde, Psalmul 46, versetul 2 și 3, chiar dacă s-ar zgudui munță. Eu am prins în 7-7-4 martie cu tremurul. Eram în Brașov la ultimul bloc și blocul în care eram eu s-o fisurat. Blocul tremura, umbla de o parte și de alta, era 9 și ceva seara. Noi nu știam că nu mai prinsesem cu tremur. După aia au mai fost câteva seisme. Ne uitam unul la altul și râdeam. Lustra făcea așa, mai avea un panou, un tablou, făcea așa, noi ne râdeam, hai mă, ce ai, ce ai pățit? Și unul din regi, unul fola, strigă, cu tremur, mă! Și repede, fugi, pe scări, am stat noapte afară, ne-am dus pe după școală, am mai găsit un pocăit, ne rugam atunci, speriați, așa. Și vine psalmistul, spune, chiar dacă s-ar zgudui munțe în inima mărților, chiar dacă s-ar ridica valurile, s-ar spumega până acolo, noi tot nu ne temem. Să ne dea Domnul credința asta, frață. Avem această credință? Și mai am un verset legat de expresia asta, chiar dacă. Un om care
A avut o cădere, un eșec. În mica 7 cu 8 spunea, nu te bucura, vrășmașul, chiar dacă am căzut, iar mă vor ridica. Nu spun de păcate, de moarte aici, nu vorbesc de asta. Vorbesc de greșeli, poate în slujire. Dacă eu predic în seara asta mai slab și am rivali, nu vă bucurați, că am să predic și mai bine. Și dacă o cântăreață s-a necat în timp ce cânta solo, o, vă bucurați celelalte. Duminica scânti mai frumos ca voi. Nu te bucura vrășmașul, chiar dacă am căzut, iar mă voi ridica. Pentru că Domnul ne ridică. Și mulțumim Domnului. Aveți vorbirea aceasta care exprimă credința, să ne-o dea Domnul. Gândindu-mă la credința aceasta, că noi am fost aduși la mântuire prin har, prin credință, și primul gând e legat de credință, dar eu punctez numai câteva versete, fără să intrăm în detalii. Asta era un temă pentru acasă, că aici sunt mulți elevi și studenți la Cluj. Mai studiați acasă punctele astea mai departe. Gândindu-mă la credință, am întâlnit un fel de credință care, Babel spunea că e zadarnică. Știți care e credința asta? Am găsit credință fără pocăință. Pavel se duce la Milet, cheamă prezbiterele de la Efes, Fapte capitolul 20, versetul 21. Nu m-am ferit să vă arăt nimic, vă vestesc totul. Credința, spunea, să v-am vestit pocăința pentru iudei și greci față de Dumnezeu și credința în Iisus Hristos. Fapte 20 cu 21. Credința și pocăința astea merg mână în mână. Eu am întâlnit oameni care au credință. Eu am credință, frate, dar eu mă uit la dânsă. Mă, dar ăștia nu sunt pocăiți. N-au pocăință deloc. Mai vezi câte un concert, eu nu văd. Dar am avut ocazia așa să văd, dar mi-era ținea, uite la, cu mâinile pe sus, stăt, plindic, zic că frate dragă, uite ce credință au ăștia. Măi, au, dar n-au pocăință deloc. Că nu se poate credință fără pocăință. Și când te uiți, trebuie să vezi și pocăința și credința. Că dacă vezi la unii numai pocăința, penitență de aceea, o față de ascet, dar nu crede. Asta tot nu-i bun. Credința trebuie însoțită de pocăință. Și pocăința de credință. Amin. Apoi spune în Iacob 2 cu 20. Credința fără fapte e moartă. Vrei tu dar să înțelegi, om nesocotit, căci credința fără fapte e moartă? Unii au credință, dar n-au fapte. În 2 Petru 1, 5 spune, de aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștință, înfrânare, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, că dacă și ne oprim din citare, da? Deci noi trebuie să avem credință, pasul următor e faptă. Marcu 16, cine crede și se botează va fi mântuit, dar dacă nu mă crezi, sunt oameni care cred, nu se mai botează niciodată. Prinde moartea și îi prinde nebotezat. Dar atâta viața au crezut. Credința fără fapte este moartă. Și când vorbim în Petru de fapte, nu-i vorba de leu care îl dai tu la strângeri, și de ăla, și de milostenie, și de binefate, dar sunt faptele credință, care sunt multe. Acum verificăm măsura de credință pe care o avem noi. De care credință? Avem credință însoțită de pocăință, credință însoțită de fapte. Și mai spune în 1 Corinteni capitolul 15 că o astfel de credință este zadarnică. Adică dacă nu ai credință în învierea morților, în lucrurile viitoare, ci ne-am pus nădejdea numai pentru viața de acum, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Vine câte unul, am un examen greu, eu cred că am să reușesc. Reușește, eu n-am nimic de acolo. Eu mă duc, mă operez, dar cred că o să iese operația. E bună credința asta. Dar dacă avem credință în Dumnezeu numai pentru lucrurile de aici, suntem cei mai nenorociți. Aici Pavel în capitolul 15 din Corinteni vorbește de nădejdea înviere și spune că dacă nu e o înviere a morților, că noi de înviere vorbim în seara asta, nici Hristos n-a înviat, dacă n-a înviat Hristos, propovăduria noastră e zadarnică, credința voastră e zadarnică, dar noi credem că este o înviere.
Așa cum oasele din vale aceea le-a înviat Duhul Domnului, așa cum noi, când eram morți în greșeli, ne-a înviat Dumnezeu prin Duhul Sfânt, eu cred că există o înviere finală și o moștenire împreună cu cei sfințiți. Domnul să ne ajute la aceasta. Avem credința aceasta? Pentru că anumite încrederi noi putem să le avem, dar ne dezamăgesc. Până la urmă, toți oamenii cred. Creștinii cred că este Dumnezeu și ateii cred. Ateii cred că nu este Dumnezeu. Cred și ei ceva. Ei cred că nu-i Dumnezeu. Dar credința asta e bună, ne ajută. Vorbește Scriptura că Dumnezeu voia să pedepsească pământul. Cele cinci cetăți din câmpie, Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul și Țoarul. Și vine la Lot în Sodoma, vorbește de judecata iminentă, o să cadă foc, o să cadă pucioasă, o să o ardeți cu tătul. Ia, familia, nevastă, copii, gineri, scoate! Geneza 19, parcă cu versetul 14, s-au dus la gineri și le-au spus. Dar ginerii credeau. Ce credeau? Că glumește. Dumnezeu nu face glume. Noi mai facem glume. Și acum Biblia spune să nu fie cuvinte porcoase, nici glume proaste. Dar în ce privește judecata și dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu face glume. Am mai întâlnit și pocăiți care știu bancuri cu Sfântul Petru, cu Raiul, cu Iadul. Nu știu dacă e recomandat să știm noi bancuri din astea și glume din astea. Ginerii credeau că glumește și Dumnezeu nu a glumit. Unii au o credință, mergem în 2 Împărați, capitolul 5, e vindecarea lui Naaman. Omul ăsta când a plecat în Samaria, după spusa unei fetițe, a plecat ca să fie vindecat. El a fost sigur ca să fie vindecat. Numai că ajunge la poarta prorocului, Elisei nu ies afară, trimite o slujgă, tot îi spune să spele de 7 ori în Iordan și va fi vindecat. Omul ăsta se agită. În versetul 11 din 2 Împărați, capitolul 5, el spune, eu credeam, o să vii la mine, o să cerceteze rana, o să pună mâna, o să ceară, o să cheme numele Dumnezeului și voi fi vindecat. El de ce e o vindecat? Că avea credință. Dar așa, du-te și te spală, păi Abana și Parpara, apele Damascul, nu-s mai buni ca Iordanul? Deci unii oameni au credință, își fac planurile lor, au scenariile lor și vor ca Dumnezeu să lucreze după planul lor. Și când Dumnezeu nu se încadrează în șablonul lor, oamenii ăștia își pierd credința. Dar nu așa trebuie să fim. Dumnezeu are planul lui, fraților. Și noi ne încadrăm în voia lui. Ba încă mai spune Iacob, capitolul 1, versetul 26. Dacă cineva crede, e asupra stării lui de neprihănire, crede că este religios, dar buzele și limba nu și le înfrânează, își înșală. Religiunea unui astfel de om este zadarnică. Sunt oameni care se cred grozavi. Dacă stai de vorbă cu ei, vezi că buzele nu-s pocăite, cum spuneam la început. Că lasă inimii să pătrundă tot felul de înșelăciuni. Ei cred, au o părere foarte bună. Mi-aduc aminte într-o adunare foarte conservatoare, comitetul a oprit o soră care a făcut niște greșeli. Și-o judecat-o și-o explicat o jumătate de ceas, așa, tăbărât pe ea. Soră, dar cum să faci mătalea asta? Și la urmă întreabă păstor, na, soră, ce ai de spus? Ea spune, zic, că eu să vă spun drept, despre mine am o părere foarte bună. Tăi ce le-o spus comitetul ăștia, mai tare s-o supărat. Ea avea o părere foarte bună, nu a văzut cât o greșit, cât o călcat, cât o făcut pocăința de rușine. Dacă cineva crede că religios, dar nu și frânează limba și înșală inima. Religiunea unui astfel de om zadarnic. Mai jos spune, religiunea curată și neîntinată, versetul 27, să cercetezi pe văduvă și orfană necazurile lor și să te păzești neîntinat de lume. Domnul să ne ajute la aceasta. Și dacă am vorbit de aceste credințe ale oamenilor care sunt zadarnice și nu-s bune, apoi sunt și credințe bune, autentice. Marcu 1 cu cât? Cu 15. Domnul Iisus a început. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Uite, asta e vrednică de crezare. Dumnezeu să ne facă, să ne dea credință, să credem. Tot ce scrie aici se va întâmpla, fraților. Parcă în Marcu 11 cu 24 și când stați în picioare și cereți un lucru, să credeți că l-a și primit și îl veți avea.
Asta înseamnă crezi în puterea rugăciunii. Dumnezeu e acela care ne ascultă rugăciunea. În Fapte, capitolul 16, versetul 3, tremurând și plin de frică, temnicerul, dar domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Credem în Domnul Iisus, credem în Evanghelie, credem în puterea rugăciunii și Domnul să ne dea credința asta. Noi am fost mântuiți, am fost în viață, la o viață nouă, împreună cu Hristos, prin har, prin credință. Aș vrea să ne verificăm în seara aceasta, în după amiaza aceasta, credința și Domnul să ne dea o credință autentică, o credință care să crească și cu care să moștenim viața împreună cu cei sfințiți. Amin. Mai citesc un verset. Caleb îmi face semn că da. Cred că eu predic, nu mai predic el. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Deci vorbim de moartea în care am fost noi, da? Când Ezechiel 37, e învierea din morți. Noi am fost și noi morți, dar acum am înviat la o viață nouă împreună cu Hristos. Am înviat, nu vreau să vorbesc despre nașterea din nou. Eu prima dată m-am născut rău, dar rău tare m-am născut. În păcat m-o zămisli mama mea, spune David, da? M-am născut în păcat, în fără de lege, m-am născut pe un pământ blestemat, sortit pe iri. Ei, dar eu m-am rugat Domnul și a spus, Doamne, ce vină am că Eva o mâncat? Ce vină am eu că eram în coapsele strămoșului meu, Adam? Și Dumnezeu a spus, măi, tu ai dreptate, că Dumnezeu e drept. A spus, uite, te lăs, te mai naște încă o dată. Hai, naște mai bine acum. Asta se cheamă naștere din nou, adică a doua oară. Și eu am experimentat nașterea din nou, din apă și din Duh. Și slăvit să fie Domnul. Dar înnoirea asta trebuie să fie un proces continuu în viața noastră. Eu m-am născut din nou, trebuie după naștere o crește. Și înnoirea aceasta, repet, să fie o permanență în viața mea. Și acum venim în Coloseni, capitolul 3, versetul 10, da? Și spune că ne-am dezbrăcat de omul cel vechi și ne-am îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui l-a făcut. În cunoașterea noastră față de Dumnezeu trebuie să trăim o înnoire permanentă. Știți că în Ioan capitolul 10, versetul 22, parcă scria că la Ierusalim era o sărbătoare. Se sărbătorea praznicul înnoirii templului. Adică ei au refăcut templul, au vopsit, l-au aranjat și acum au spus, facem o sărbătoare. Când vorbim de templul ăsta, vorbim de trei temple. Un templu care nu mai este, că l-a distrus Titus în anul 70, un templu a evreilor, nu mai este. Ăsta e trecut. Un templu viitor pe care l-a văzut Ioan și am văzut în cer templul lui Dumnezeu cu oamenii, ăla nu-i, ăla încă nu a venit, ăla e în viitor. Dar la ora actuală Dumnezeu nu rămâne fără templu, nu rămâne fără mărturie. Să venim în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că trupul vostru e templu Duhului Sfânt? În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18 și 19 spune așa. De aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său, dar trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Deci templul Duhului Sfânt suntem noi acum, biserica din Betania, și eu spun slăvit să fie Domnul. Și Domnul vine în templul Lui și Domnul e aici, da? Matei 18:20, unde 2-3 adunați în numele meu, eu sunt acolo. Slăvit să fie numele Domnului. Dar templul ăsta mai trebuie înnoit câteodată. Mai trebuie curățat. Mi-aduc aminte, îmi place pasajul din Vechiul Testament, când a oprit împăratul slujbile și a spus, gata măi, opriți-vă, hai, curățeni în templu. 8 zile au făcut curățenie așa din gros, cu roabe, cu măturoaie, și au cărat în pârâu și au dat. 8 zile au intrat în locul sfânt și au făcut așa cu peria, cu spray, cu detergent. S-au dus la împăratul, după 16 zile, au zis, gata, acum putem sluji. Frații mei, unde s-a murdărit templul? Cu ce ocazie? Păi aduceți-vă aminte că la templu se aduceau mii de jertfe, se aduceau la templu.
Mii de jertfe. Eu sunt de la țară. Chemam un măcelar și tăia un taur. Avem ziua aceea și a doua zi și toată săptămâna tot făceam curățenie. Copite și corne și măruntaie și pini. Dar la mii de jertfe, prin multa slujire, se mai adună și gunoi. Câteodată așa e în adunări. Trece o vară, avem 20 de căsătorii și la unul ne oprim și spunem, hai mai facem un pic de curățenie. Uite, ăla a adus obiceiul ăla, uite, mireasa aceea a vrut așa, uite, și asta seamnă cu obiceiul lumești. Hai să mai facem un pic de curățenie. Dar și în templul nostru, dar și în casele noastre trebuie câte un curățenie făcută. Dumnezeu să ne ajute să o facem. Și acum vorbim de înnoirea cunoștinței. Noi îl cunoaștem pe Dumnezeu din Sfintele Scripturi, îl cunoaștem pe Dumnezeu din descoperirile Duhului Sfânt și îl cunoaștem pe Dumnezeu din experiențele noastre care le avem cu El. Trei forme mari de cunoaștere pe care cei mai mulți din noi le-am experimentat. Dar aceasta trebuie să aibă o înnoire. Citim mereu din Scriptură, eu am constatat că știam pasaje pe de rost. Și dacă nu le-am repetat, la un moment le uit. Când Evrei spune, cât 5 cu 14 parcă, dar hrana tare este pentru oamenii mari, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Greu am învățat tabla mulțării. Așa era mai clăios la matematică, dar atât am repetat-o până, cred că și acum o știu. Cred că și acum o știu. Dar am tot repetat-o, am repetat-o, că hrana mare, tare pentru oamenii mari, a căror minte s-au deprins prin întrebuințare. Ei bine, în ce privește cunoașterea Domnului, noi trebuie să avem o întrebuințare, un obicei de a cerceta Sfânta Scriptură, de a sta împărtășie cu Duhul. Mă rog pentru darul cunoștinței, de a avea experiență cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne le dea. Scrie în Isaia 40 cu 31, parcă că cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea. E nevoie de putere? Care e măsura de putere care o avem noi în seara aceasta aici? Și pentru ce ne-ar trebui putere? Care e cea mai mare poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată puterea, ca să iubești pe Domnul îți trebuie putere, dar și pe aproapele tău. Aici ne trebuie putere? Mă, sunt unii care nu merită iubiți. Am întâlnit. Poate și eu am fost un astfel de om pentru altcineva. Dar ca să-L iubesc, nu intrăm în detalii cu subiectul dragoste sau iubire, ne trebuie putere. Domnul să ne dea puterea asta. Sau dacă vreți în Marcu 2 cu 10, dar ca să știți că pe pământ Fiul omului are puterea să ierte, ne trebuie putere? Ne trebuie putere să iertăm. Și eu nu de mult predicam la o căsătorie și spuneam, măi, fetelor, surorilor, nu contați pe spiritualitatea bărbaților. Cu o soră tot greșea și i-a zis, bărbatul meu e pocăit, trebuie să mă ierte de 70 de ori câte 7. Într-o zi, atâta, că dacă vrea să predice, așa trebuie să mă ierte. Am spus, măi, dar dacă n-ajunge la standul ăsta și odată se supră, spune, gata, băi, ajunge. Ce faci? De ce să încercăm spiritualitatea lui în fiecare zi? Sau un bărbat față de soție, că trebuie să o ierte. Da? Dar ca să iertăm, ne trebuie putere. Și Dumnezeu să ne dea puterea asta. Apoi 1 Petru, capitolul 4, versetul 11, spunea, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ne trebuie putere să slujim? Ca să predicăm, să cântăm, să postim, să ne rugăm, să ne rugăm pentru bolnavi, să mergem la priveghi, să mergem la mormântări, ne trebuie putere? Și slujirea asta nu e numai în ce am spus, e multe feluri, dar ne trebuie putere ca să slujim. Avem nevoie de putere. Și spune că cel care se încrede în Domnul, repet, Isaia 40:31, își înnoiește puterea. Facă Domnul să ne înnoim puterea. Noi am înviat împreună cu Hristos, am înviat la o viață nouă, prin credință, prin har, așa cum spuneam mai înainte. Dar acum, dacă am înviat la o viață, trăim o viață nouă, să rămânem sub înnoirea aceasta, să continuăm procesul înnoirii în fiecare zi. Apoi la cine mai trebuie înnoire?
A spus că ne trebuie înnoire, Roman 12, parcă cu 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefateți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Pocăința are ceva de a face și cu rațiunea, și cu logica. Eu când m-am pocăit, am cercetat lucrurile bine, și așa fac cu oamenii, că fiecare rob învățăturii pe care o are. Adventistul ține sâmbătă, că așa a fost învățat. Ortodoxul aprinde lumânări și pupă icoanele, că așa a fost învățat. Da? Pentecostalii stăruiesc pe Duhul Sfânt și botez, că așa am fost învățat. Ca să schimb credința sau măcar religia, trebuie să schimb învățătura. Dar aici intervine logica. Mintea luminată de Duhul Sfânt și spune, măi, bună calea pocăință. Măi, bine să mergi la pocăință. Și ne-am hotărât că ne pocăim. Asta e o părțină și de rațiunea noastră. Dar trebuie să mai înnoim câteodată, că unii au uitat că e bine pocăit. Unii au uitat că e bine să vii când vinerea la adunare. E bine să fii vinerea la adunare? Da? Așa. Repet, eu nu întreb amin, că am pățit-o. Eram în adunare din Corjăuț, Basarabia, și mie mi-a plăcut cum mă întrebau unii, frate, și adunare, amin. Și eu zic, amin, atât, amin. Mă oprește un frate bătrân, spune, frate, dar auzi, văd că tu cunoști Biblia. Eu n-aș merită. Da, da, Domnul mi-a dat-o. Mă întreabă, unde ai văzut un Biblia, amin, cu semnul întrebării? Și eu m-am uitat repede, zic, n-am văzut. Și tu, de ce pui amin cu semnul întrebării? Amin e o afirmație, amin, așa să fie. Acum, eu nu vă întreb amin, câteodată mai greșesc din inerție și mai întreb. Dar eu spun slăvit să fie Domnul, voi spuneți amin, da? Câteodată e nevoie să înnoim mintea noastră, logica, rațiunea. Aminteam că unii au uitat că e bine să vii vineri la adunare. Poate unii au uitat, e bine să-și aducă aminte, să-și înnoiască asta. Și nu mai intrăm în detalii. Spune în Filipeni, capitolul 4, versetul 10, am avut o mare bucurie că în sfârșit ați putut să vă înnoiți simțămintele voastre față de mine, adică sentimente. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Câteodată ne înnoim sentimentele. Dragostea de la început, valabilă și pe calea pocăinței și în căsătorie. Bisericii din Efes asta îi se impută. Ce am împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Eu am predicat nu de mult la o căsătorie din Ioan 13. Domnul Iisus, care știa că de la Tatăl au venit și la Tatăl se duce și pentru că iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Și am vorbit despre hoții începutului. La început erau niște fiori de bucurie, un erotism și după 37 de ani de căsătorie nu-i mai am aceea. Nu mai ai dragostea aceea. Cine ți-a furat universul ăla de la început, când erai în tot numai debordat dragostea din tine? Sunt niște hoți care fură dragostea de la început. Hristos a iubit pe ai săi până la capăt. Să ne dea Domnul dragostea asta până la capăt, frații mei. Simțămintele noastre. Mi-aduc aminte, era război. Și odată un prinț, era băiat de împărat, stă de vorbă cu unul care purta armele, scrie în cartea 2 Samuel, capitolul 14, parcă nu mai știu, 7, versetul. Măi, hai în tabăra filisteilor să-i bătem. Eu cred că Dumnezeu dă izbândă și pentru un număr mic, ca și pentru un mare. Știți ce spune ăla? Nu te lăsa condus decât simțămintele tale. Hai să mergem. Eu-s cu tine. O avut biruință Ionatan? Să ne dea Domnul simțămintele astea de încredere în Dumnezeu, să le înnoim mereu, mereu. Și mereu să credem în Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Anii 8, 15 cu 4 spune, tu nimicești simțirea de evlavie. Este un sentiment de evlavie la adresa lui Dumnezeu, care ne face să fim pocăiți. Hai să ne înnoim și Doamne să ne ajute de la asta. Sentimentele noastre când simțim cu cei nevoiași. Pavel nu umbla după daruri și pachete. N-aștepta să vină americanii cu pachete, Pavel. Dar au ajuns la Ananghie, au ajuns la strâmtorare și spune, măi, odată sau de două ori, bine ați făcut că a luat parte la strâmtorarea mea.
vezi un năcăjit, vezi un orfan, vezi o văduvă, vezi pe unul fără posibilități, simțămintele tale ale de compasiune, înnoiește-le și Dumnezeu să ne ajute. Închei, frate mie, și așa nu eram programat la predică eu. Rog pe frate să mă ierte, odată eram în adunarea din Sfânta Treime, din Bistrița, m-am așezat în balcon că trebuia să mă întâlnesc cu un frate care pleca în Australia. M-am ascuns acolo și fratele Diac Viorel, că rugăm pe frate dragul să coboare jos și rugăm pe fratele care a planificat la predică să ne ierte, că e a treia sau a patra oară, când tot trebuia să predice și veneau alții. Domnul să vă binecuvinteze! În valea aceea plină cu oase s-a produs o minune. A venit Duhul Domnului, a făcut ca oasele să se apropie, a prins carne și piele și la următoarea poruncă s-a ridicat ca o oștire mare. Eu am vorbit de învierea noastră împreună cu Hristos. Morți în păcate și în greșeli, Hristos ne-a adus la viață împreună cu El. Prin har am fost mântuiți prin credință. Am vorbit puțin de credință. Domnul să ne mărească credința. Și apoi am înviat împreună cu Hristos, spune Pavel în Roman 6:3-4, la o viață nouă împreună cu El. Și am vrut să vorbesc ceva de înnoire, care este un proces continuu. Domnul să ne-l dea. Și când va veni El, că va veni, și nu-i mult până vine. Mai este puțin și cel ce a zis că vine, va veni. Să ne ia acasă, noi credem și în învierea morților și credem în moștenirea cu cei sfinți. Amin.